Sau și bine v-am găsit la un episod foarte special pe canal și astăzi, după cum vedeți, suntem aici cu Elsuța, care momentan vrea să se ia de cameră, pentru că zice, bă, ce mă tot filmează camera asta așa? Ce faci? A, bă, alo! Așa face când vrea atenție, uitați-vă, uitați-vă la ea ce face. Elsa, ce faci? Uitați, apăsați și voi butonul și de like dacă vă place și dacă mai vreți să o mai includem și pe Elsuca în diferite episoade. Ești mândră de ce faci? Ești mândră? Ești mândră, da? Deși a mai crescut, tot la fel de periculoasă este, pentru că este o vânătoreasă. Aveți, bineînțeles, un link în descriere dacă vreți să aflați un piculeț mai rapid despre ce este vorba în episodul de azi. Am vrut să fac intro-ul ăsta să vă spun sărbători fericite, un Crăciun fericit alături de cei dragi. Ia o tăcere! Mergem să le arătăm despre ce joc e vorba, Elsa. Aoleo, Elsa! Mănâncă camera! Este vorba despre The Cycle, oameni buni, un joc complet gratuit, dacă vreți să vă jucați și voi, aveți un link în descriere și băieții au făcut un update foarte mare de Crăciun, așa că hai să-l verificăm și noi să vedem despre ce e vorba. Uitați, dați acolo multe, multe like-uri pentru acest episod, hai să strângem peste 10.000 de like-uri la videoclipul acesta și să-mi cumpăr și eu chestiile de Crăciun, frate, pentru că sunt foarte, foarte mega tari, au băgat și update-uri pe hartă cu chestii de Crăciun, așa că o să le vedem în cele ce urmează. Dar vreau să-mi cumpăr, de exemplu, m-am cumpărat asta pentru armă, vreau să mai cumpăr, de exemplu, pot să-mi-l cumpăr pe ăsta, ceea ce e un costum destul de șmecher pentru acest caracter. Și dacă mergem la crafting, putem să ne craftăm arma lui Moș Crăciun, frate, deci uitați-vă și voi. Holiday Zeus Beam, așa, și o să o pun în locul lui asta. Perfect, este customizată de Crăciun. Deci, v-am zis, e gratis, luați-l din descriere și dacă n-ați mai văzut până acum joculețul acesta, o să vă învăț tot ce trebuie să faceți. Jocul are și un Fortuna Pass, în sensul că poți să te duci aici să faci acest pass și să primești iteme gratuite. Uite, astea, de exemplu, de sus de aici sunt gratuite. Astea sunt varianta premium, deci trebuie să-ți iei Fortuna Pass varianta premium ca să poți să le primești. Dar uitați-vă și voi cât de multe arme, cât de multe chestii poți să dai în loc în acest joc. Foarte tare, frate. Holiday Bulldog, ia să vedem și noi, îi dăm crafting, îi dăm și noi equip și ne facem full de Crăciun, frate, pentru că de ce nu până la urmă? Avem o turetă de Crăciun, frate, turetă de Crăciun, vreau tureta de Crăciun și dăm aici equip. Eu m-am jucat și am făcut challenge-urile, dacă vreți să vă luați și voi chestiile astea la season și aveți aici aceste challenge-uri pe care vedeți că eu deja am terminat multe, multe dintre ele, dar astea sunt challenge-urile speciale pe care trebuie să le faceți dacă vreți să dați în loc la aceste arme. Și hai să dăm pe play, o să dăm play cu un squad, încă intrăm în meci, oameni buni, avem și pistolașul nostru aici pregătit. Și aterizăm pe o planetă străină. Acum, pentru cei care n-ați mai văzut joculețul ăsta, e un fel de PvE combinat cu PvP. Adică tu trebuie să faci rost de resurse, făcând rost de aceste resurse, vei putea să-ți upgradezi armele viitoare și de asemenea după asta vei putea să scapi de pe planeta aceasta. Te poți întâlni și cu alții inamici pe această planetă, pentru că la fel cum echipa noastră încearcă să extragă resurse de aici, la fel și ceilalți încearcă să facă exact același lucru și vă imaginați că unii nu sunt chiar așa prietenoși. Bine, există șansa să nu se ia nimeni de tine, însă rămâne de văzut. Și asta, dacă nu mă înșel, cred că e o hartă complet nouă, adică nu cred că ne-am mai jucat până acum pe ea. Uitați-vă cât de superbă e. Frate, e incredibilă. Bă, ăsta trage cu confeti. Voi vedeți? What? Ăsta trage cu confeti. Da, bine, am înțeles că e de sărbători, dar totuși confeti care omoară bestiile astea. Cât de șmecher. Wow, frate, deci neapărat să vă jucați în perioada asta dacă nu v-ați jucat până acum, pentru că vă luați armele astea și o să fie exclusive, nu o să vi le mai puteți lua după asta. Și da, eu zic că e o idee bună să începeți acum dacă nu l-ați mai testat și dacă cumva vă jucați în trecut, reveniți la el dacă nu ați mai jucat de ceva vreme ca să vă puteți lua armele măcar. Așa, ne luăm de aici ăsta, collect, ia să vedem, perfect. Și you are in the lead, suntem pe locul 1 momentan ca și echipe, aceasta este harta și zonele astea noi trebuie să mergem să luăm resurse în continuare. Bă, cât de tare e harta asta, deci nu-mi vine să cred. Mi se pare mult mai șmecheră față de prima, nu că prima n-ar fi fost mișto, dar nu știu, parcă e mult mai, cum să zic, ai o zonă mult mai mare pe care o poți accesa. Ce e chestia asta? Wow, ce interesantă e arma asta, lol, am găsit-o random. Și am găsit-o complet, complet random. Dar aparent e destul de bună. Ok, luăm niște credite de pe... Oh, inamici, inamici. Și sunt playeri inamici. Bă, e bună arma asta, e bună, bună. Să avem grijă să nu murim la faza asta, pentru că sunt o grămadă de inamici aici în zonă. Și după cum vedeți, ăștia nu sunt prietenoși, deloc. Mama, aproape l-am rupt pe ăsta, ești nebun? Oooo, stai jos, prietene, o să trebuiască să-și dea respawn dacă nu-l ajută cu echipierii. Ia să vedem. L-am omorât. Bine, bravo. Hai să vedem, mai e vreo unul pe aici prin zonă?
Dacă își dă respawn, poate să-și dea respawn. Uite, și-a dat respawn. Ai dreptul la un singur respawn per match. Și poți să faci chestia asta, însă, da, nu știu ce să zic. Dacă reușești să-l omori foarte rapid, nu are ce să facă, nu are cum să scape. Însă e destul de bună arma asta, sunt surprins că de bună e. Mă, frate, ăla-i player? Nu, e o turetă. Ok, mă întreba, zic, băi, player ăla, ce-i cu el? Bun, hai să luăm ăsta rapid. E destul de intens deja, după cum observați. Și am nevoie de 200 pentru a putea lua arma cea nouă, laser beam. Și, ia să vedem noi, aș vrea să dau un loc să schimb pe asta. A, nu trebuie să o schimb, o să am și pe asta, wow. Ia! Ce zici, mă, că-mi cântă melodie de Crăciun, mă? Ia! Lol, cât de tare e! Nu te cred! Mamă, ce șmecheră e arma asta! Wow! Ok, trebuie să văd ce face ăla acolo, lasă lupta acolo. Și avem și niște coechipieri în partea aceasta. Trebuie să ne cam grupăm între noi, că noi suntem foarte despărțiți. Unul e acolo, unul e acolo. Ușurel, ia să vedem, e cineva în zona aici? Inamici, inamici. Vine moșul! Vine moșul la voi, mă, băieți! Mamă, ce mi l-am rupt pe ăla, ești nebun? Vine moșul, bă, băieți, bă! Mamă, ce faci armă asta, ești nebun? Tăticule, ce-i rupă ăștia? Îi prăjesc, ești nebun! Îi prăjesc! Mă, frate, nu le-am dat nici măcar o singură șansă să trăiască. I-am rupt din prima bucată. Wow, ok. Hai să fugim. Cred că m-am marcat pe hartă pentru că m-am rupt pe ea. M-am marcat ca și inamic general. Am făcut destul de multe kill-uri în meciul ăsta și din cauza aceasta cred că nu o să fie foarte prietenoși ăștia cu mine. N-are importanță, ideea e că oricum noi trebuie să scăpăm de celelalte echipe. Contract complete. Am primit și puncte, am primit tot ce-mi trebuie. Hai să-mi iau steam boost. Vreau și eu un heal, dacă e vorba că trag băieții noi. Ok, hai să plecăm. Ideea e că tu poți să scapi și dacă-ți mor cu echipierii, deci nu ești obligat să îi ajuți neapărat, dar fiind într-un squad, ideea ar fi să stai să-i ajuți. Însă, da, nu știu unde e unul dintre ei. În momentan văd că suntem doar 3, adică eram 4 în echipa asta. Dar unul, cred că a ieșit sau abar n-a ce s-a întâmplat cu el. Chiar nu știu. Dar da, dacă ați ajuns până aici la episod, nu uitați să apăsați și voi acolo butonașul de like. Hai să vedem, dacă n-ați apăsat încă, voi număra până la 3 și la 3 să-l apăsăm cu toții, bine? Hai să vedem, 1, 2, 3, like. Sper că ați apăsat și voi butonașul și vă mulțumesc mult de tot dacă ați făcut acest lucru. Bă, frate, ce putere poți să ai arma asta, ești nebun. Deci nu cred. Ama, problema e că trage cineva noi de la distanță și n-are curajul să vină, frate, să ne batem aici. Uite ce zic. A, da. Nu încoace dacă ai curaj. Dacă ești curajos, trebuie să fii curajos până la capăt, zic și eu, mă, nu știu. Dacă e vorba de curajoși. Da, deci luați-vă jocul din descriere, dacă vreți să mă adăugați, puteți să mă adăugați pe Epic Games. Bestiile astea n-au nicio șansă asupra acestei arme, frate. Deci îmi place la nebunie arma asta neapărat, deci neapărat să vă luați. Mă bucur din suflet cu am, pentru că uitați-vă ce face. Bine, nu o să fii, cum să zic, nu o să fii invincibil, nu vă gândiți la chestia asta. Da, mi se pare că e un avantaj enorm. Și gândiți-vă că am făcut-o din 2 meciuri jucate. Am jucat 2 meciuri, am făcut challenge-urile și mi-am luat arma. Deci, și nu doar arma asta, mi-am luat și arma asta, la alte și cu o grămadă de alte arme. Deci, challenge-urile alea te ajută enorm. Bun, hai să-l apăr pe băiatul ăsta, să nu aibă probleme. Stai acolo, bestie urâtă! Ia uite, mă, bestia nebună. Ok. Trebuie să încărcăm altă bestie mare. Îi și încălzește, așa, îi pârjolește, ia uite. Îi face la grătar. Ce zici, mă, tu de arma asta? Că n-ai ce să zici, efectiv. Cred că vine furtuna în curând. La cum se vede soarele, nu prea se mai vede asta, nu prea se mai vede soarele. Și cred că în curând o să avem niște mici, mari probleme. Și trebuie să ai mare grijă cu mai multe, din mai multe puncte de vedere. Pentru că, unul la mână, tu trebuie să faci misiunile, dar doi la mână trebuie să ai grijă și de furtuna. Și trei la mână trebuie să ai grijă și de alți playeri care pot veni și să te omoare oricând. Ideea e că eu oricum mai am un respawn acum, în cazul în care se întâmplă ceva, nu o să fie chiar așa mare problemă, dar, na, totuși, să avem grijă, ok, ia cristalele de aici
și cred că o să facem o misiune dacă le luați. Nu s-ale mele, adică nu le-am luat eu, dar o să-mi dea și mie pentru că sunt în squad cu ei. Ok, ia să vedem, băieții se duc acolo pe bestiile alea mari. Și asta e destul de bun, adică le topește viața așa, nu știu, e... contra complet, am primit o grămadă de puncte. Ok. Însă mai este unul aici. Da, nu știu de unde am luat arma asta, am găsit-o așa random pe jos, dar... nu, aparent pot să mai găsesc și arme pe jos, în meciuri. Și arme foarte bune chiar. Și am prea multe credituri, hai să facem și noi niște upgrade-uri. Facem upgrade la asta, upgrade încă o dată, upgrade la viață și vreau și... o să fac rost și de tureta aia dacă e să... mai fac niște puncte. Bă, ce armă e asta? Advocate. Nu știu ce armă e, e o altă armă, dar am destule arme. Momentan am destule arme. Să-mi iau oare? Ia stai să văd. Mă schimbă pe asta. No, mai degrabă ăsta că e mai rapid. Nu știu, mi se pare mai rapid decât arma respectivă. Da, a început să vină furtuna deja. Trebuie să avem grijă. Am nevoie de 150 pentru asta, cum îi zice, pentru turetă. Și voi putea să mi-o spuneți după asta. Să vedem cum e tureta de Crăciun. Ce face tureta de Crăciun? Sunt tare curios. Adică, ce o să aibă, o căciuliță de Moș Crăciun pe cap? Cine știe. Hai să vedem, băiatul ăsta vă că vrea să ducă aici să-și colecteze niște de-astea, o să-l ajutăm. Tu mori. Level up, bine. Ce am nevoie să colectez 150. Creditele lei de la aceste bestii pe care le distrugi. Folosesc și eu pistolul puțin dacă tot l-am. Așa. Bun. 128 de credite. Perfect. Dacă luăm și ăsta de aici, poate o să primesc mai multe. Da, deja vântul începe să se facă destul de nașpa. Hai să tragem noi în ăștia. Credite, am nevoie de credite de urgență. Mulțumesc. Mulțumesc de credite, băieți. 144. Hai că bat bestia asta și o să fac rost de credite, da, imediat. 148. Hai. Hai, frate, încă puțin. 152, bun. Tureta de Crăciun. Ha, mă, să vedem și tureta de Crăciun. Holiday turret. Ok. Și voi pune tureta fix aici, pentru că avem destul de multe bestii. Ia, uite, mă, tureta. E roșie. Bă, care trage în mine? Asta trage cu Moș Crăciun, ești nebun. Bă, a venit unul și... trag inamici în noi, mă, frate. Trag oamenii în noi. Ok, știi ce? Știi ce? Hai să fugim. N-are rost și nu merită să stau acolo pentru că deja a venit o echipă niște adversari, practic, să ne omoare. Și mai degrabă mă duc să-mi recuperez din HP. Știu că trag ăia în mine, n-am ce să fac. Oricum nu o să mă prindă. Și încerc să-mi recuperez din HP până una alta. Atât timp cât ei nu reușesc să mă prindă la timp. Eu pot să-mi recuperez tot HP-ul. Ba chiar am să pun și o turetă aici. Și hai, fugăriți-mă dacă e. Fugăriți-mă, băieți. Nu-i problemă. Oricum am un respawn în caz de ceva. Dar se pare că furtuna este din ce în ce mai periculoasă. Și o să trebuiască să ieșim de pe planeta asta în următoarele 3 minute, frate. 3 minute. Avem și un coechipier care și-a dat respawn. Am puncte pentru mașină? Am puncte. Mașină, un fel de motocicletă. Ok, l-a dat și pe ăla jos. Hai să plecăm de aici. Nu mai e de stat deloc. Evac și arrives. Deci vine nava. Unde e nava, nu știu, dar uitați-vă puțin, furtuna a acoperit toată planeta, mai este doar o cale de scăpare pe acolo. Și unde ajunge? Uite, evac ship-ul este aici. Hai să mergem la evac ship. Pentru a ajunge mai repede, cred că mi-aș lua vehiculul. Hai cu vehiculul ăla repede. Hold to use. Ne urcăm și doi. Bă, nu uitați să apăsați și voi butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți episoade cu joculețul ăsta și de asemenea luați-vă jocul, frate, din descriere, că e prea mișto și gratis. Și mai ales că poți să-ți iei chestiile astea de Crăciun în perioada asta, neapărat trebuie să vă jucați. Pentru că dacă nu vă luați chestiile de Crăciun acum, nu o să vi le mai puteți lua. Probabil că niciodată. Uite, mai e decorat de Crăciun, uite, beculețe de Crăciun pe aici, lol, frate. Așa, bun. Deci acolo jos trebuie noi să ajungem. Da, uite, nava aterizează chiar acum. Și dacă vine careva, am și plecat. Că eu sunt cu chestia asta foarte, foarte rapidă. Nu stau, frate, eu vreau să scap. Pentru că dacă tu nu scapi de pe planetă, pierzi tot ce-ai colectat, știi? Și na, e cam aiurea. Deci acum
trebuie să avem grijă să curețe zona cineva. Faze că dacă eu mă bag să curăț zona, uite că sunt destul de mulți acolo. Uite, e cineva acolo sus, îl observați? Aterizat, aterizat! Repede, repede. Trebuie să mă grăbesc și să nu mă omoare nimeni în timpul care mergem spre navă. Dă-i! Yes! Asta a fost! Yes! Am scăpat! Uhu! Results! Și aici avem rezultatele pe care le-am făcut în meciul acesta. Mamă, ce meci nebun! Congratulations! Așa, locul 2! Bă, nu e rău! Vedem aici rewards-urile, Fortuna Pass Level și tot tacâmul. Bun! Și cam atât a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți episoade cu acest joculeț, nu uitați să apăsați butonașul de like. Luați-vă jocul din descriere pentru că este complet gratuit și bineînțeles le mulțumesc și developerilor pentru că au sponsorizat acest videoclip. Iar noi ne auzim data viitoare. Pa!